Perșele pentru picnic? Nu. În primul rând, pentru picnic, nu aveți voie să faceți picnic aici. Mă prezint, consilier juridic, dar vă rog frumos să nu mă filmați, că sunteți pe o proprietate privată, nu aveți voie să filmați. Opriți telefoanele, dacă vreți să discutăm ca oameni, opriți telefoanele. Faci un dosar penal. Acum, de ce faceți? Să-ți fie învinuit în dosar penal. Să faceți pe teren privat. Nu să facem un parc. Asta nu e parc. Nu-i parc. Aici nu e parc. Vă rog, vă rugăm. Conform. Deciziei. Da, ascultați-mă. Dar nu-i vorba. Conform deciziei. Ne facem poze. Dar lăsați dânsoare voie să facă poze, este terenul dânsului. Dacă vreți să ne faceți o înștiințare oficială, ne faceți o înștiințare oficială, dar nu stăm aici să ne luăm. Înștiințare oficială pe ce? În ce calitate? Nu, te rog, lasă-mă. Ce frumos, cetățenii. Stai, lasă-mă, Sorine, te rog. Ce, m-a venit cetățenii? Nu. Te rog, lasă-mă, Sorine, te rog, frumos. Bate-mă, te rog. Nimeni nu vă bate, dar vă rog eu frumos. Dar lăsați-mă să vorbesc. Dar stop, mă lăsați să vorbesc. Înștiințare oficială cui? Înștiințare oficială cui? Cuiva dintre noi, asociații. Dar s-a spus, în ce asociație sunteți voi? Puteți să ne contactați pe pagina de Facebook. Avem o pagină. Asta nu există cu pagina de Facebook. Dar dumneavoastră de ce n-ați făcut? Dar vă întreb altceva, dumneavoastră, de ce n-ați mers la primăria sector 3 să faceți o înștiințare că vreți să faceți protest în parc? Vă întreb legal atunci. Haideți, răspundeți la întrebare. Este un teren cu trecere publică. Putem să stăm aici. Nu este un teren cu trecere publică, este un teren privat. Este un teren. Haideți să vorbim fără să spunem. Unde vedeți protest? Haideți să vorbim fără să. Dar ce picnic este acesta, doamne? Auzi, cheamă poliția, te rog. Dă-mi telefonul meu, că chem eu poliția. Ca și consilier, haideți să chem eu poliția. Bun. Bun. Serios? Păi l-ați omorât. Noi vorbim frumos ca să fim ok, adică dacă nu înțelegeți, e păcat, deci încălcați legea. Ce facem aici nu este un protest, știți ce se întâmplă aici? Da. Că dacă nu, vă zic. Bun, spuneți-mi ce faceți. Bă, măsurăm diametrul copacilor. Păi n-aveți de ce să măsurați, că n-aveți. Dacă nu ne plac copacilor, să facem. Oprește-te cu interdicțiile. Decizia voastră trebuie să vă dăm noi acordul ca proprietari. Domnul Sorin, stăt frumos, vedeți că spuneți-le să oprească, dacă nu sunați poliția. Am sunat, vine acum. Nu e frică, dar... Ai văzut odată când ai venit cu alea roșii de le-ai pus prin parcuri. Dar nu mă filmați pe mine, vă rog. Da. Mă filmați pe mine? Da. Vine acum. V-ați băgat la picnicul nostru. De 400 de ori să fiți mai mult, că nu mi-e frică. Nu e vorba de asta. Da, de la verde. Normal, nu e pe proprietate. Da, e foarte normal, e foarte normal să fie în parc. Nu e, nu e domnul parc. Cartofi, domnul e decizia de casație. De casație. De ce se va regulita să ia legătura cu parc? Rucola. Nu este amenajat ca parc. Nu este amenajat ca concurs. Nu ești într-o eroare. Haideți să vă arăt eu. Vreți să vă arăt? Eu știu, zona asta dacă nu s-a făcut nimic 20 de ani, normal s-a făcut. Acum se face, se distruge tot. Bun, se distruge spațiul verde. Nu știți că dacă sunt lăsați proprietarii, o să aranjeze și o să facă... Da, au băgat găuri la rădăcină și au omorât copaci. Are mai multe... Bun, Cihărăstrăul e curt construcții, știi? Cihărăstrăul e curt construcții. Multe parcuri din București ăsta sunt încadrate curți construcții. Ca să dea vina pe noi, nu noi. Sau nu știu. Ca dumneavoastră, ia uitați, stați pe aici, ce zici? Ce nu este parc? Mai este parc funcțional. Adică noi putem să vorbim orice. De drept este... Otrăvii copaci ca să ce? Unde? Ca să ce avem de eu schiria și aici, eu mă apuc de uite, eu sunt problema sectorului 3. Să fiți sănătos. Domnul Oleg, suntem live. Oricum, filmările nu-s valabile. Aici pentru că sunt pe teren privat. Am închiriat ce nu sunt valabile. Eu fac parcul de distracție. Nu uite dacă SPN nu rezolvă alții blocuri sau putin. Și acum, dacă eu îți spun și vin și-ți iau camera, mă crezi că tu nu poți să faci nimic. Acum, mă spun la poliție și îți face dosar penal. Mie? Da. Eu sunt consilier juridic. Crezi că dacă eu pun mâna pe cameră și-ți iau, nu are nimeni ce să facă? El la mine, eu l-am invitat la mine în curte. Da. Să o ia, e dosar penal. Domnul Sorin, la tine că ai intrat la el. Nu e adevărat, aici e spațiu, ia uite, de acces public. Ia uitați-vă câte căreri, unde e gardul? Să vină. Minunat. Ai delimitare acolo. Și ce scrie? Scrie ceva
acolo, unde scrie? Tu știi clar că aici e proprietate privată, da? Nu știu. Nu știi? Ăsta e parc public, ia uitați-vă, copaci, verzi, frumos, da. Și o să rămână parc public. Vine acum? Da. Haideți să vină poliția. Deci eu pot să spun una pe cameră, tu mie, crede-mă că nu ai ce să faci. Să vedem ce o să zică poliția. Care este proprietar aici, m-a invitat. Tu deocamdată... Și te-ai invitat să-mi dai la bot sau ce te-ai invitat? Nu, domne, nu, mi-am venit să pui mâna pe cameră. Dar nu pot să filmez dacă nu îmi dau voie eu pe proprietate. Ba nu, nu este voie. Scrie acum la poliție plângere, că te-am filmat pe... O să acum, e scrisă deja. Bine. Uitați că a venit poliția, vă rog frumos. Nu ăștia, nu sunt... Poliția ești după colț. Nu, ăștia n-au cum să intre aici. Nici poliția locală nu intră aici, să știți. Da, da. Care vrea terenul pentru dânsul. O fac eu, vă zic, la antreprenor. Haideți în coace și noastră, da, hai. Nu, nu au ce să... S-a făcut ofertă de scădere. E clară. Clară pentru dânsul terenul. Vorbesc cu vitamina C. Sunt spiași, am venit să babai. Ne-a zis de 10 ori până acum. Păi, eu de aici subliniem, nu mă interesează alții cu ei. Că vorbim de foarte bine. A zis de 10 ori. Doar acolo care primează continuu. Păi, că ești la mine bun, de dau bani. La mine e comunitate. Nu e comunitate, e teren privat, domnule. Știți că remiza noastră. Domnule, să vină, n-a pus să mă certe atunci când mă cer cu proprietarii. Eu plătesc taxe și impozite. Am ce remiza noastră aici? Vă zic că el este chiriaș, noi suntem cetățeni. Nu ești născut, crescut pe Câmpia Libertății 42. Păi și nu era parcă aici? Nu știu câți de aici sunt născuți, crescut pe Câmpia Libertății 42 sau în zonă. Păi și nu era parcă aici? Noi vrem cântoare copaci natură. Violul, marihuana, orice vreți voi. Păi le-am trecut eu pe aici de copil. Uite, pe urmă vreți aici. Era boschet. Eu repet, nu sunt politic, nu-s nimic. Pe cine încercați să convingeți acum? Că nu o să reușiți să convingeți. Eu nu convim pe nimeni, nu înțelegeți, sunt bolna la cap. Ingeți pe nimeni de aici din grup. Vă rog frumos. Da, am chiar discuție, așteptăm până vine poliția, te rog, hai cu mine. Hai cu mine, putea să nu începe zi. Mă rog cu femeile astea, că mă lăsam aștuțul gol, ca să mă vezi frumos. Am și 7 bile pe poliție. Ai și arme puternice, da. Argumentul suprem.